A decedat, din păcate, Rudel Obreja. Vă reamintesc că în aprilie 2022, fostul președinte al Federației Române de Box era condamnat definitiv la 5 ani de închisoare în acel dosar Gala Bute. După care, în iulie anul trecut, a fost lăsat să plece de la penitenciarul Jilava pentru 3 luni pentru a se trata. S-a agravat starea lui de sănătate. A decedat Rudel Obreja astăzi. Vedem în stânga cum arăta Rudel Obreja înainte de a fi închis, în timpul procesului. Toată lumea specula că o să plece. N-a plecat, nu s-a sustras, a făcut și, mă rog, arest preventiv, după care s-a suspendat decizia, a revenit în arest. Asta e printre ultimile fotografii, ca să înțelegem exact când a făcut și o urare de Crăciun Rudel Obreja. Dumnezeu să-l odihnească. Întrebarea e dacă în sistemele astea penitenciare există medici care să-și facă datoria și să constate că acest om nu putea să fie tratat în sistemul penitenciar și nu putea să suporte regimul penitenciar pentru că n-avea o boală închipuită. Avea chiar o boală foarte gravă care i-a fost fatală până la urmă. Asta e întrebarea care probabil stă pe buzele foarte multor cetățeni. Eu cred că Rudel Obreja a fost omorât. El nu a murit. De ce? A fost omorât din cauza incompetenței tuturor celor aflați pe traseul pe care el trebuia să se miște foarte repede către vindecare. Astăzi, această boală, în foarte multe cazuri, din fericire, se vindecă. Poate fi tratată, viața poate fi prelungită. Chiar și cu 20 de ani. Sau poate fi tratată definitiv. În momentul în care ție ți se semnalează clar că omul nu este bine, îi era foarte rău, nu a fost lăsat să plece la spital. El a ajuns la spital în momentul în care s-a constatat. Era într-o stare groaznică deja. În stadiu 4, da. Am înțeles foarte clar, a fost public. Și când s-a făcut public de către familie și apropiați, ce se întâmplă? Și subiectul a intrat, deci, în media. Prin presiunea media, vă dați seama. Vă dați seama, acesta este a fost, din păcate, un om despre care presa a putut vorbi pentru că este cât de cât cunoscut. Vă dați seama celelalte cazuri, da, care nu ajung nici măcar la spital. Pe lângă asta, a încercat, știu și un pic mai mult, să se trateze și a găsit acest tratament într-o altă țară. Păi el, până a luat aprobarea să plece din România spre tratament, a avansat, păi a durat luni de zile. Nici nu mai știu că două luni ceva. Când la o astfel de afecțiune și orice o zi contează. Dar cum să nu? Contează pentru că tratamentele sunt extrem de complexe astăzi. Da. Deci este un om omorât de sistem? Da. Punct.